La începutul anilor 60 am dansat și am cântat și eu în corul satului, a școlii și mi-aduc aminte de acele clipe frumoase care erau pe atunci. În numele consătenilor care s-au stabilit cu traiul în Republica Moldova și muncesc acolo, aducem sincere felicitări cu două evenimente destul de importante în viața satului natal. 70 de ani de la crearea ansamblului popular Izvoraș și 575 de ani de la crearea localității natale satul Lumin. Venind la Chișinău, am întâlnit cu faimoșii artiști Vasile Iob, artistul poporului, și trompetistul Gavril Gronic. Mi-au transmis felicitări colectivului Izvoraș. Vasile Iob și în ziua de azi păstrează naiul făcut de Badea Toadere Captare. M-a rugat, fiind la Bașină, să mă închin la mormântul lui, ceea ce am făcut-o duminică împreună cu fratele și cumnata.